Domnule profesor Hitchens, bine ați revenit în România și Mulțumesc. vă mulțumesc pentru că ați acceptat acest interviu. Este o ocazie rară să întâlnești o persoană care a vizitat România în anii 60 ca bursier Fulbright. Yes. Spuneți-mi, cum ați ajuns să deveniți bursier Fulbright și cum ați ales România? Eu am fost la Universitatea Harvard făcând o teză de doctorat și am primit din senin, să spunem așa, un telefon de la Departamentul de Stat că există în, mi se pare, martie sau aprilie din 1960 și mi s-a spus că există o posibilitate de o bursă pentru România, pentru un graduate student american. Au întrebat dacă e interesant pentru mine și am spus sigur că da, pentru că n-am putut să găsesc tot material necesar pentru o teză de doctorat despre România în Occident. Am mai fost la Paris, la Viena și am găsit material interesant, dar bineînțeles, numai în România se poate găsi ceea ce a fost absolut necesar. Mi s-a răspuns că, bine, ne vom relua contact cu dumneavoastră pe parcurs. Până în septembrie n-am avut știri precise, însă am primit încă un telefon și mi-a spus că e foarte probabil că va fi o bursă. Mai ai interes? Și am zis că sigur că da. Și în sfârșit, pe la mijlocul lui septembrie a venit vorba și să fiu la București de 15 octombrie. Cred că posibilitatea aceasta, opportunity, aceasta a fost hotărătoare pentru cariera, de fapt, sigur. Să zicem, dacă am primit, să zicem, o bursă pentru Iugoslavia, nu știu ce s-ar fi întâmplat, ce care ați fi luat. Yes. Ați venit în România într-o perioadă dificilă, după un stalinism sângeros, în care, practic, elita României a fost decimată în pușcării, a fost eliminată din tot ceea ce însemna conducerea țării. Cum v-au primit oamenii atunci? Cum se comportau oamenii cu dumneavoastră? Profesorii, studenții cu care ați intrat în contact? Yes. Foarte bine, de fapt. La Institutul de Istorie Iorga, de pildă, aici în București, la universitate, la Facultate de Istorie, cu profesori și cu studenți, am avut numai relații foarte bune. La Biblioteca Academiei, la fel. M-a ajutat foarte mult să găsesc material necesar pentru teza. Am stat primul an în București și al doilea an am petrecut în Cluj. Și același situație la Cluj, la Institutul de Istorie, acolo, la facultate, tot ajutorul am primit. Însă, relațiile profesionale și, aș spune, amicale, în cadrul institutelor respective, s-au terminat când am ieșit din clădirea respectivă. Vă să zic că în acești primii doi ani, oamenii n-au vrut sau n-au putut să aibă relații, să zicem,
amicale, pentru că, și am înțeles foarte bine, pentru că aproape n-am întâlnit pe o familie în care n-a fost cel puțin o persoană, n-a suferit din, vorbesc despre familiile de intelectual, da, care n-a suferit din cauza relațiile lui cu Occident. Și am înțeles perfect. Două generații de români au trăit cu speranța că vin americani. Era așa o vorbă. Yes. Cum ați perceput această speranță în contact cu oamenii? O chimeră. Na, bineînțeles, n-a fost posibil. Și pentru că politica externă a Statelor Unite se angajează cu puteri mari. Și relațiile cu Uniunea Sovietică, cu aliații noștri din Europa Occidentală, interesele noastre în Asia. Adică, ca orice mare putere, are o viziune globală. Și dacă România ar intra în viziunea cea mare, aceea mare, atunci am putea face ceva. Ca cazul lui Nicolae Ceaușescu, de pildă, când el a început să facă o distanță, oarecare distanță, între România și Uniunea Sovietică, atunci Statele Unite și Occident în general s-a interesat mult mai mult de România și ceea ce se întâmplă în România. Altfel... Am înțeles. România era practic la periferia, să zicem, intereselor globale, geopolitice americane. Yes. Exact. Totuși aș vrea să vă întreb cum s-a ajuns la această situație. Spre exemplu, sfârșitul celui de-al doilea război mondial a fost marcat de cele trei mari întâlniri pe care le cunoașteți foarte bine. Teheran 1943, Moscova 1944 și Yalta 1945. Yes. La aceste întâlniri și în special în cea de la Moscova s-a acceptat o anumită proporție de influență sovietică și occidentală în țările care urmau să devină blocul estic. Yes. Întrebarea mea este următoarea. De ce în România s-a acceptat cea mai mare influență sovietică? 90% influență sovietică și doar 10% influență occidentală. Yes. Bineînțeles că Statele Unite, adică președintele Roosevelt, n-a fost partaj la această diviziune, this division of Europe. Asta a fost... But he accepted it. Accepted it. Yes. In other words, n-a făcut obiecții mari. Mari. Da. Și fiindcă vorbesc puțin despre Roosevelt, pentru că el, ca și la Yalta, de pildă, Roosevelt e criticat, a fost criticat uneori foarte aspru de către mai mulți americani, comentatori americani, că de fapt a cedat nu numai România, dar Europa răsăritiană, Uniunii Sovietice. Și două, trei... facts trebuie luat în considerație. Întâi, războiul continuă și Roosevelt a vrut că Uniunea Sovietică să intre în război împotriva Japoniei. Asta a fost gândul lui Roosevelt în 1944 și mai ales la Yalta. În al doilea rând, Roosevelt, ca într-un fel președintele Wilson, se uită la viitor.
Și a avut foarte mult să construiască o lume, un sistem internațional mai nou, care va asigura stabilitate și pace. Și ideea principală a lui Roosevelt în această privință a fost că nu se poate face nimic substanțial după război fără Uniunea Sovietică. Și Roosevelt se referă întotdeauna la ceea ce s-a întâmplat după primului război mondial. Și de aceea cred că Roosevelt n-a ridicat obiecții mari privind această schimb de influențe la Moscova. Și în al treilea rând, Roosevelt, și poate Roosevelt a considerat acest acord între Stalin și Churchill ca un fel de acord preliminar. Și ultimele soluții vor fi la Congresul de Pace General. El așteaptă că va fi un Paris, să zicem, ca după al primului război, unde toate problemele de amănunte se vor discuta și se va găsi soluții privind teritorii și sfere de influențe. Însă mi se pare că Roosevelt a fost împotriva sferei de influențe, într-un fel, on the other hand, el vorbește întotdeauna despre cei patru policemen, adică puteri mari care vor fi împreună la Security Council și vor asigura pace și stabilitate. A fost foarte necesar Uniunea Sovietică și Roosevelt mai ales a recunoscut că China trebuie să fie inclusă între puterile mari, pentru că el văd că în viitor China va fi o putere importantă. Aici a avut o viziune. A avut, yes. Cum știți foarte bine dumneavoastră, la Yalta, Europa răsăritiană n-a primit prea multă atenție. Numai Polonia a fost discutată mai de îndelete. România, Bulgaria, chiar Ungaria, Cehoslovacia n-a figurat prea mult. Am înțeles. Ce v-a impresionat în România în anii 60, când ați fost aici? În bine sau în rău? Well, eu vin într-o țară străină, fără prejudicați. Încerc, fără prejudicați, să văd cum este. Adică, o ciocnire culturală există oricum, pentru că veneați dintr-un mediu cultural diferit. Yes, yes. Bineînțeles, este în afară de Iugoslavia, unde am fost, să zice, 3-4 săptămâni, a fost prima țară comunistă pe care am vizitat-o. A fost o societate diferită de către societate din Statele Unite în mai multe privințe. Bine cunoscut, nu trebuie să spun eu. Oamenii atunci, cum am spus înainte, au fost precauți.
Asta era influența sistemului. Era spaima. Yes, yes, yes. Am aflat după aceea, când lucrurile s-au, cum se spune, dezghețat? Fall. Yeah. O dezghețat? E bine spus, ați spus bine, dezghețat. Ok. Da, că de fapt românii sunt foarte primitori. Și a fost, și prietenii mei, când am revenit în România în 63, 65, 6, am mai fost un an, când am, mi-a spus atunci că românii n-au putut să fie român atunci, în ceea ce privește relații cu străini. Pentru că ceea ce m-a frapat în privința aceasta a fost că n-a fost o lege care spune că românii, cetățeni români, nu pot avea relații cu străini. Adică nu a fost, după cât știu, o lege. Însă românii au simțit din experiență că e mai bine să nu intre în relații cu străini prea repede. Deci, de fapt, ați simțit teama. I think so. Yes, I think you could say that. Teama. Yeah, yeah. Yeah, am revenit în vara 63 pentru cursurile de vară la Sinaia. Și am scris înainte la prieteni din Cluj, la bibliotecă, la facultate, că vin de la Budapest cu trenul spre București și voi sta o zi la Cluj și eu mă duc la bibliotecă și la facultate și sper că putem vorbi puțin. Am primit imediat o scrisoare cerându-mă ora sosirii mele în Cluj cu trenul. Spre surpriză mea a fost 5-6 oameni la gara. Și ei au observat surpriză mea. Au zâmbit și un prieten a spus că lucrurile se schimbă. Deci se schimbase deja ceva. Yeah. Yes. Da. Yes. Care au fost cele mai importante proiecte, cărți pe care le-ați scris în această perioadă despre România? Well, am terminat teza de doctorat și a fost publicat tot în deceniul aceea. Și după aceea, cu material adunat în anii 60, am scris un studiu despre mitropolitul Andrei Șaguna și mișcarea națională, să spunem așa, mișcarea națională a românilor din Transilvania. Asta a fost tema doctoratului. Asta. Și după aceea m-am elargit interesele mele spre ideea de națiune la român, român din Transilvania, dar și din Vechiul Regat. Și m-a tras foarte mult interes spre intelectual de la Junimia până la criterioniști de între cele două războaie mondiale și am dezvoltat am scris o carte despre această idee de identitate la român. Și după aceea, câteva cărți despre istoria României moderne, publicată în străinătate de Oxford și aici de Humanitas.
Am înțeles că în felul acesta ați cunoscut foarte bine istoria României și atunci, în mod inevitabil, vine o întrebare legată de ideea națională. Cum ați perceput noastră relațiile între români și maghiari de-a lungul timpului și cum vedeți acum, spre exemplu, ca să facem legătura cu prezentul, decizia guvernului ungar de a avea, de a oferi cetățenie maghiarilor din afara granițelor? Yes. E foarte nou legea aceea. Da. Da. Bine. În ceea ce privește legăturile între român și maghiar, să zicem, începem cu secolul al XIX-lea, până la primul război mondial, în Transilvania, e un caz foarte interesant de două mișcări naționale. Și românii și maghiarii au susținut că Transilvania este a lor. Bine. Maghiarii, mai ales după compromisul de la 1867, maghiarii, aproape toate partidele maghiare, din Ungaria, au vrut să facă din Ungaria istorică, Ungaria într-un fel medievală, cu foarte multe populații nemaghiare, au vrut partidele maghiare să facă un stat națiune maghiar, inclusiv Transilvania, să fie după 67, să fie integrat în Ungaria, stat națiune. Bineînțeles, românii din Transilvania au avut o altă idee. La început au vrut autonomie. Să fie păstrată limba și cultura română și românii să aibă drept de autoguvernare în regiunile locuite masiv de români. Gândul mai spre viitor, desigur, a fost unirea cu vechiul regat. Românii de atunci, înainte de primul război mondial, n-au vorbit în mod public despre aceasta. Și se vede că obiectivele maghiarilor și ale românilor se dispar. Divergente. Ia, se diverge. Între cele două războaie mondiale, maghiarii din Transilvania, care au fost majoritar, a devenit minoritar. Românii au devenit majoritar, adică poporul statului, să zicem. Problema a fost că drepturile maghiarilor la limba și cultură și identitatea lor ca maghiar să fie păstrate. Și asta a fost disputa. Da. În general, aș spune că statul român și românii în general au
Între cele două război, regimul în Transilvania, mi se pare, a fost mai îngăduitor decât regimul în Transilvania de înainte de primul război mondial. Asta se poate discuta, bineînțeles. După al doilea război mondial, nu știu dacă... Dacă ne uităm la istoria relațiilor româno-americane, vom observa un lucru foarte interesant. România a avut relații bune cu Statele Unite, în special cu administrațiile republicane. Și aici aș puncta două aspecte. România a fost vizitată de președintele Nixon, președinte republican. România a fost primită în NATO de un președinte republican, președintele George Bush Jr. După ce cu un an înainte fusese respinsă, cu doi ani înainte fusese respinsă de o administrație democrată. Aș vrea să vă întreb dacă există doar o întâmplare sau există ceva mult mai profund în această observație. Aș spune că e mai mult o întâmplare. Nu înțeleg de ce președinții democrați nu s-ar comporta în la fel ca președinții republicani. Nu mai poate, fiindcă a fost vorba înainte de 89 de un regim comunist, ar fi fost ceva mai ușor pentru un republican să facă un gest ca Nixon în 69 venind la București, pentru că mai conservativ, pentru un președinte democrat să facă un pas spre China comunistă sau România comunistă, ar aduce după aceea critică destul de aspră din partea conservatorilor că, iată, ca și Roosevelt la Yalta, dă casă și toate la comuniști. Adică exagerez, bineînțeles, da. Dar nu este lipsit de adevăr. Și mai ales în ceea ce privește politica internă în Statele Unite. Se utilizează, s-au utilizat relații cu țări comuniste la folos de obiectivele electoral. De politică internă. Și probabil mai ales în alegeri. Yes, mai ales la alegeri. Yes. În anul 2002 am avut ocazia să fac un interviu cu domnul Bruce Jackson. Și în acel interviu îmi spunea că Republica Moldova nu mai este o problemă exclusiv românească după admiterea României în NATO, ci devine o problemă a aliaților României. Aș vrea să vă întreb, având în vedere evoluțiile din Moldova, cum vedeți dezvoltându-se problema Republica Moldova aflată între Uniunea Europeană și Rusia? Am avut ocazia să mă duc la Chișinău de acum 3 ani și am vorbit cu mai mulți oameni acolo, din toate punctele de vedere, adică reprezentând. Am vorbit cu prieteni aici în România. Cred că n-am observat nici în Moldova, nici aici în România o mare poftă pentru unire între cele două state. Cred că numai o minoritate. La Moldova și aici mi-a spus cam același lucru. Avem problemele noastre. Nu vrem să mai complicăm viața noastră cu unire.
Văd soluția pentru Moldova între Uniunea Sovietică și Rusia. Rusia, da. Pardon. Mă gândesc, da. Junior. Rusia, bineînțeles. Și comunitatea europeană, Uniunea Europeană, că eventual incorporarea Moldovei în Uniunea Europeană. Pentru că foarte probabil, poate că m-am înșelat, dar am simțit în ceea ce am auzit la Chișinău și în alte orașe din Moldova și ceea ce citesc mereu din publicațiile din Moldova, cu toate că influența rusă mai este importantă, totuși am avut impresia că moldovenii vreau să aibă mai multe relații cu Occident, că majoritatea se uită la spre vest și nu spre est. Și cred că în felul acesta s-a rezolvat problema. În zilele noastre, energia are o influență deosebit de importantă asupra politicii internaționale și, fără doar și poate, și asupra politicii Uniunii Europene. Yes. Aș vrea să vă întreb, cum vedeți noastră influența energiei asupra politicii externe românești? Și o las foarte, întrebare foarte largă. Yes. N-am vrut să punctez ceva anume, pentru că am vrut să vă văd cum percepeți această influență. Yes. Având în vedere că Uniunea Europeană, vă dați seama, este cel mai mare consumator de gaze din Rusia. Exact, exact. Bine, cred că România se află aproape în aceeași situație cu restul comunității, Uniunii Europene. Cu cât dezvoltă economie română mai nouă, cu cât va fi necesară ulei și celălalt material de felul acesta. Cred că politica română în această privință va urmări politica Uniunii Europene. Eu nu văd o politică separată. Dar probabil că România va fi mai dependentă de sursele de carburante din străinătate. Și Rusia este poate cea mai apropiată sursă. Însă, ca în timpul Nicolae Ceaușescu, românii au încercat să dezvolte relații cu Iran, de pildă, și cu alte țări producătoare de ulei. Și poate că România ar putea face un acorduri cu aceste țări. Dar cred că România, în tot cazul, se alătură de Occident. În România sunt foarte mulți bursieri Fulbright, atât dinainte, yes, de 1989, yes, cât și după 1989. Cum credeți că ar putea fi valorificată mai bine experiența lor dobândită în universitățile americane? Cred că acum programul Fulbright lucrează foarte bine.
Ceea ce e foarte important în orice caz pentru americani care vin în România și românii care merg în Statele Unite este să aibă posibilitate de a avea relații multiple cu oamenii din orașul sau regiunea respectivă. Mă amintesc că ceea ce rămâne foarte vie în mintea mea din anii 60-70 și așa mai departe sunt relațiile acelea cu oameni. Cum am putut să schimb idei și informații și chiar planificăm lucruri comune. Împreună, comune. Aș spune că dacă se poate elargi programul Fulbright, să aibă oportunități, aceste posibilități pentru mai mulți. Asta ar fi un mare lucru. Cum a spus ambasadorul Statelor Unite ieri la o recepție, el crede că Fulbright Program este cel mai bun mijloc de înțelegere între țări. Și domnul ambasador a zis că să fie Fulbright cât mai mare posibil, ca să în acești 50 de ani au venit cam 1000 de americani în România și s-a dus cam 2000 de români în Statele Unite. Bineînțeles, din punct de vedere american, 1000 de oameni e mic, mai ales pentru 50 de ani. Însă, din acești 1000 de oameni, cel puțin 50% au intrat în învățământ. Și ei au răspândit cunoștințele. Exact, asta exact. Da. Au influențat câteva generații de americani. Și cred că același lucru aici în România s-a întâmplat. Aș spune să construim pe ceea ce avem și să fie mai chiar extins. Mai mare, mai extins. Da. Aș vrea să revenim la o întrebare din trecut. Răspunsul dumneavoastră mi-a inspirat o întrebare suplimentară. Cum sunt românii astăzi, având în vedere felul în care i-ați perceput în anii 60? În primul rând, mă simt aproape ca acasă. Și românii sunt foarte primitori. Eu și bineînțeles, când mă duc la Biblioteca Academiei sau mă duc în săptămâna viitoare la Arhiva Ionel Brătianu la strada Amsei, primesc tot ajutorul posibil. Dar chiar intrând într-o prăvălie, vorbesc cu serviciu acolo, se seziază imediat că nu sunt român și mă întreb de unde sunt și spun. Și aproape fiecare român are rudă în Statele Unite. E ceva extraordinar. Și mai mulți în Midwest, Chicago, Cleveland, etc., Detroit.
Acolo au plecat românii chiar și înainte de 1918, zona Chicago. Exact. Detroit, Chicago, coasta de Cleveland est. Și în orașele mai mici din statul Ohio, mai ales, și majoritatea au plecat din Transilvania, care spune ceva despre atmosfera care era acolo. Da. Și chiar mergând, mi se pare, între Sibiu și Sighișoara, de acum 20 de ani, m-am aflat într-un sat în care locuitorii se numesc american, pentru că a fost român care s-a dus în America și s-a întors. S-au întors, au cumpărat pământ și s-a stabilit înapoi, în Transilvania. Da. Yeah. N-am avut, regret că n-am avut ocazia să vorbesc cu ei, dar cred că au mai păstrat și limba română, limba engleză. Probabil. Puțin. Da. Pe baza experienței pe care o aveți în domeniul academic, în special în domeniul istoriei, al relațiilor internaționale, care credeți că sunt domeniile care ar trebui, care ar merita dezvoltate în România, în domeniul universitar, în domeniul cercetării? În mai multe privințe, poate. Observ că încetul cu încetul s-au dezvoltat studiile americane în universitate. Au început chiar înainte de 89, dar după data aceea s-a dezvoltat foarte mult. E foarte util, mi se pare, că românii să aibă o viziune mai mare internațională. Mergând la librărie aici în București, mi-am dat seama, uitându-mă la rafturi de cărți, că de fapt se scrie și se publică mai mult despre alte țări. Dar atenția românilor mai este dirijată spre istoria proprie. România, da. Care e ceva natural. Însă, dacă românii ar vrea să aibă un rol mai mare în relațiile internaționale, ar fi util să aibă o vedere istorică, geografică, economică, mai internațională. Nu e, bineînțeles, o idee a mea, este o idee generală. Am avut o discuție cu un coleg la Universitatea București de acum câteva zile și am întrebat despre China. Dacă în România se face un centru sau câteva centre de studii Far East, China, de Orient Extrem, yeah, de pildă, și în ceea ce privește limba chineză. Și noi doi am căzut de acord că ar fi bine pentru România să văd spre viitor relațiile, adică poziția Chinei în lume. Și ar fi foarte util la București sau în la o altă universitate să aibă un centru de studii chinezești. Da. Dar văd, dacă fac o comparație cu anii 60-70, de pildă, cu acum, atunci românii fac un pas mare spre integrare intelectuală, să zicem, în lumea internațională.
Ne apropiem de sfârșitul interviului. Aș vrea să vă întreb, cu experiența pe care o aveți, cu cunoștințele pe care le-ați dobândit de-a lungul timpului, atât despre România, cât și despre zona geografică în care ne aflăm, cum vedeți evoluția zonei geografice în care se află România în următorii 10 ani? Cred că nu sunt prea optimiști când spun că văd că este un viitor de cooperare mai mare în cadrul Uniunii Europeană. Adică nu văd dispute mari între țările din regiune și chiar relații dintre România și Ungaria în ceea ce privește Transilvania sau lege nouă făcută în Parlamentul de la Budapesta privind cetățenia dublă. Exact. Ungaria și România face parte din Uniunea Europeană. Și nici Franța, Germania, Britania și mai ales Statele Unite, cred că nu vor tolera o dispută care merge peste limită. Statele Unite și Canada, avem problemele noastre. Adică, mai ales privind import-export, tot felul. Și unior cuvintele mai puțin plăcute se spun și de parte și de altă. Da. Dar noi suntem, ca să spunem așa, pe același pagină. Noi facem parte dintr-o civilizație comună. Și în cadrul acestei civilizații găsim soluții pentru disputele noastre. Trebuie să avem spiritul de compromis. Și cred chiar că în ceea ce privește România cu I have forgotten the word for neighboring. Vecin. Cu țările vecine, cred în cadrul aceeași civilizație va fi o soartă mai stabilă și mai prosperă. Sper și chiar cred. Vă mulțumesc foarte mult. Cu mare plăcere. A fost foarte interesant și cu mare plăcere. Sper să vă vedem cât mai des posibil la București. Mulțumesc. Thank you.